Alexandru Stoian Oglu a fost eliberat din funcția de procuror general. Decretul în acest sens a fost semnat de către șefa statului Maia Sandu. La baza semnării actului stă decizia Consiliului Superior al Procurorilor din 23 mai 2022, care a propus președintelui eliberarea lui Stoian Oglu de la șefia Procuraturii Generale în urma acordării calificativului nesatisfăcător a activității desfășurate de către acesta. Președinția a emis un comunicat în care menționează că, având în vedere că pronunțarea unei decizii de către instanțele judecătorești pe constatarea legalității eliberării din funcția a lui Alexandru Stoian Oglu de către CSP este tergiversată, semnarea decretului vine în contextul recomandărilor Uniunii Europene de a asigura suplinirea funcției de procuror general și a obligațiilor Republicii Moldova de a îndeplini condiționalitățile din sistemul justiției. Contactat de Moldova 1, avocatul lui Stoian Oglu, Vasile Gafton, a menționat că decizia va fi contestată. Noi vom contesta deci acest decret în ordinea procedurii contenciosul administrativ, pentru că considerăm că el a fost adoptat cu apate pe la legislația în vigoare și considerăm că cinism ceea ce scrie pe... Adică eu consider ca cetățean simplu. Nu cred că Uniunea Europeană deci a făcut astfel de recomandări. Amintim că Alexandru Stoian Oglu a fost reținut la 5 octombrie 2021 și a fost suspendat din funcție. El s-a aflat în arest la domiciliu până în luna martie 2022. Stoian Oglu este cercetat pentru corupere pasivă, fals în declarații, abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu. Pe 23 aprilie, el a fost pus sub acuzare pentru îmbogățire ilicită, într-un dosar intentat anul trecut, în care avea statut de bănuit. Potrivit anchetatorilor, nivelul veniturilor sale reale a depășit cu aproape 70.000 de lei valoarea veniturilor declarate la fisc. Motiv pentru intentarea dosarului a servit și procurarea unui automobil în valoare de 340.000 de lei.